Una din nou și bine ați revenit pe canalul meu. Voi face un clip în care am să vă arăt cumpărăturile mele săptămânale. Au fost săptămâna trecută, chiar n-am putut să vă arăt cumpărăturile mele, deoarece am cumpărat în zile diferite și a trebuit să le bag repede la frigider. Lucrurile nu, a fost un haos. N-am avut cum. Scuzați-mi bretonul, e în creștere și încerc să fac în așa fel încât să crească cât mai repede, să nu mai mă deranjeze. Am fost astăzi în două locuri. Am fost la Eroski și am fost la Mercadona. Vă arăt prima oară lucrurile care le-am cumpărat de la Eroski pentru că sunt mai puține și apoi vă arăt toate lucrurile de la Mercadona. Sunt o grămadă. Am venit cu patru pungi foarte pline de la Mercadona. Cum vă spuneam, de la Eroski am cumpărat o supă care se numește Iuliana. Soțul a cumpărat-o, nu știu care șmecherea cu chestia asta. Sunt legume vidate. Pentru 10 porții. Olă. Legume vidate. Care o să le punem în crema aia care o cumpărăm noi caldo de pui. Am cumpărat pizza congelată. Am probat-o din curiozitate săptămâna trecută sau cu 2 săptămâni, dacă nu mă înșel. Și ne-a plăcut foarte mult. Am zis că e bine să o avem acolo pentru orice eventualitate, urgență, orice ar fi. O băgăm la congelator. Două vegetale și una cu spanac. Sunt interesante, chiar aia vegetală e bună, ne-a plăcut. Sunt curioasă cum va fi asta cu spanac. Ulei. Că e pe terminate uleiul din bucătărie. Ouă. De data aceasta, ouăle pe care le-am cumpărat sunt de găină care este crescută pe pământ. Pe pământ. O oră pe zi probabil le las afară pe săracele găini. Da, totuși. Pepene galben. Trec repede așa prin ele, că dacă nu, cumpărăturile de la Mercadona o să fie un calvar. Un pateu foarte interesant, care este firma Calvo este o firmă cu conserve de pate. Și cu conserve de ton, mă scuzați, conserve de ton și alte conserve de alte chestii. Și au scos pate de ton. Sunt curioasă cum e, foarte curioasă. O sticlă de Schweppes. Apă, apă, apă. 6 sticle de apă de genul. De obicei, marca Solan de Cabras este o firmă care sticlele sunt albastru închis. Și acum, pentru că colaborează contra cancerului, au scos sticle roz deschis. Roz deschis, roz, roz, roz. Roz. Și am zis, hai să cumpărăm sticlele roz, dacă tot colaborează cu contra cancerului. E aceeași apă, dar e mai drăguță cea roz. Cartofi, am cumpărat cartofi natur. Facem un act caritabil, spune soțul. Am cumpărat cartofi natur de la Eroski, care se presupune că atunci când îi gătești, nu se fărămițează. Coca-Cola. N-am mai cumpărat de foarte mult timp Coca-Cola, de foarte mult timp, nici nu mai știu de când. Și pâine. Pâine asta care pe mine mă încântă de la Eroski, chiar îmi place foarte mult. Mereu când merg, e decât una sau două. Nu scot nici. Nu prea o scot la vânzare pentru că e o pâine care probabil nu o cumpără multă lume. Lumea preferă pâinea normală. Asta e de asta, neagră, semi, cu chestii interesantă. Și acum am să trec la cumpărăturile de la Mercadona, care sunt o grămadă. 2, 3 sau 5 grămezi. Habar nu am cu ce să încep. Sunt o grămadă de chestii. Am cumpărat mâncare de pisici pentru pisoi castrați. Apoi, nu pot să le cumpăr, vă spun și vă repet, nu pot să le cumpăr altceva ce să nu fie ultima, pentru că nu mănâncă, s-au șmecherit. Pasta de dinți, care chiar ne place, Oral-B Complete. Apoi, un gel de duș, care era testerul acolo, miroase foarte bine, e de la Deli Plus, de la Mercadona. E gel de duș sub formă de spumă. Miroase super, super, super. Apoi, începem pe aici. O amestecătură de ciuperci.
Ia uitați-vă ce bine arată. Cocktail Cocktail de ciuperci, spune soțul. Cum poți să spui amestecătură, Bianca? Nu sunt. Încă nu sunt amestecat. O să-l amestec eu după aia și să fie amestecătură. Roșii, sherry, dar de astea așa mai închise la culoare, negre. Apoi ceva condimente pentru spaghete. Apoi fructe. Ia, cum se numesc chestiile astea? Te-am prins. Afine. Apoi. Venga, dime. Mure. Și zmeură. Așa. Așa. Brânză de capră, mă încântă brânza de capră, mă încântă, mă încântă și mă reîncântă. Am luat data aceasta brânză de capră așa mai mare pentru că vreau să fac salată și să o pun peste salată. Cum să mai fac ăștia în restaurante când mai cer câte o salată. Gofre de astea așa luat soțul cu caramel și nu mai știu ce. Salmorejo, mă încântă salmorejo, dacă beau, mănânc prea mult, după aia mi-e rău, e ca un fel de supă, mi-e place să beau. Roșii, apă, ulei de măsline, pâine, legume, ce mai, ardei, legume, chestii așa, mă încântă să mă rehop pe mine. Un suc de piersici și struguri, uite aici se ascundea chestiuța asta. Apoi un sos de barbacoa cu miere, mi s-a părut foarte interesant. Ți-l dă, dacă mergi la Foster Hollywood sau depinde de la ce restaurant mergi, îți dă sosul ăsta și am zis, măi, dacă tot l-am găsit, hai să-l iau. Apoi am cumpărat să mâncăm acum, ca și aperitiv, acest mix cocktail de brânzeturi. Cocktail, am învățat și eu un cuvânt nou, care este foarte interesant. Sunt 2, 3, 4, 5, 6 feluri de brânză. Nu! 6 feluri de brânză. Câte două din astea în fiecare, da, mă rog, sunt 6 feluri. Sunt 24 de bucăți, 6 feluri de brânză. Apoi, pentru soțul a fost foarte interesant salata asta, care are o grămadă de chestii, ciuperci, verdeață, spaghete, sos. La fel, un cocktail și se pune, o faci în cuptorul cu microunde, 4 minute. După aia se amestecă, foarte interesant. Brânză puturoasă pentru mine, camembert, chiar dacă nu miroase așa de tare cum... Deci, chiar nu miroase chiar așa de tare cum așteptam. Mi-ar fi plăcut să fie mai puturoasă. La Mercadona nu dau ăștia brânză chiar așa e puturoasă. Măsline uriașe. Am spus să le probăm să vedem cum sunt. Par interesante. Un cocktail de fructe. Chestiile astea le așa le mănâncă soțul. Brânză de vacă. E proaspătă, vedeți, e cu apă. Mă gândesc mâine să fac clătite cu brânză. Mă încântă. Altfel de brânză care se prăjește, provolone, e interesant, am spus să-l probăm și noi. Două borcănașe de castraveți murați dulci, agri-dulci, scrie pe ambalaj. Ne încântă, ne place. De data aceasta am luat două borcănașe. Struguri cu acești, de fapt, am luat struguri pentru brânză. Cam așa mâncăm noi combinația de brânzeturi. Hai, tu. Apoi, salate. Le-am așa la primul pentru că îmi durează mai mult. Foi de dafin. Banane. Oi, banane. Unguliță cu banane. Nu mai am loc pe masă. O lămâie uriașă. Chiar mi-au plăcut lămâile care erau acolo. Chestiuța asta pentru baie, habar n-am cum se numește în românește. Sunt două și, miroase foarte tare. Odorizant.
Ardei, sunt minunați ardei tricolor de la Mercadona, cei de la... Nu, e tricolor pentru că tricolor pentru steag. Cei de la Eroski sunt micuți, urâți și costă la fel. Uite, sunt uriași, fata, am zis. Hai să luăm de la Mercadona. Am pe aici dischete de machiante. Îmi plac dischetele de la Deli Plus. Pot spune că sunt chiar foarte ok calitate-preț. Apoi, ficăței și inimioare de pui. Mie îmi plac ficăței, inimioarele nu mi-amintesc, dar trebuie să fie bune. O brânzică cu migdale și ananas. Ia uitați-vă ce bine arată. E ca un fel... E desert, de fapt. E ca să-l mănânci pentru desert. Hummus. Ne place mult să mâncăm hummus. De data aceasta am zis să cumpărăm ăsta care e cu ardei roșu. Am cumpărat pui la cuptor. Gata preparat, gata făcut. Pentru a-l pune în salate. Arată bine, să vedem cum e la gust. Apoi am luat două conserve de fructe roșii. Ceva de genul să le avem în casă, oricum merge bine. Pentru pisici am cumpărat dulciuri pentru pisici. Nu mi-amintesc să le fi cumpărat de la Mercadona, sunt curioasă dacă le place. Apoi am fost în căutarea acestui oțet. Este cremă de oțet balsamic. Este un oțet așa dens care se pune în salate și mă încântă cu brânza de capră și cu salata de genul. Este fenomenală. Stafide. Oare de ce n-am închis eu geamul înainte să încep să filmez? Ca să iau de gălăgie de afară. Stafide. La fel, am cumpărat stafide pentru salată, dar oricum o să mâncăm stafide și chiar dacă nu mâncăm salată. Această cremă depilatoare de la Vit cu aparat, nu am să vă spun mare lucru despre ea. Mi-am cumpărat-o odată, mi-e pe terminat, așa că am cumpărat-o din nou. Soțul și-a luat o tonică, după cum vedeți, o tonică de la Mercadona și alta de la Eroski. El bea chestii genul. Eu nu sunt. Mie dăm sangria. castravete, la fel pentru salate. Șervețele umede și ultima chestie pe care am să vă arăt, să nu uit nimic, n-am să uit nimic. Miel. Miel, mă încântă mielul. Pentru toate persoanele care spun că de ce cumpăr, toate, sunt puține, cred că două persoane mi-au spus, de ce cumpăr carne de la Mercadona? Nu ar cumpăra niciodată carne de la Mercadona. Băi, fraților, carnea e carne. Adică, what? Mă încântă, pe mine mă încântă carnea, așa că dacă e de la Mercadona, dacă e de la Eroski, dacă e de la Lidl, mi-e egal. Am o manie de a cumpăra carnea care este puțin mai scumpă. Dacă văd un exemplu, carne de vită la 9 euro sau carne, aceeași carne de vită la 11 euro, prefer să cumpăr pe aia de 11 euro. Poate că sunt nebună, poate că nu are logică ce fac eu, dar asta fac. Puteți în continuare să mă judecați pentru faptul că eu cumpăr carne de la Mercadona, mi-e egal. Am să cumpăr în continuare, am să mănânc în continuare și dacă am să mor din cauza acestei cărni, dacă mă exprim bine, poftim? Rămâne soțul cu pisoi dacă am să mor eu, deci ce logică. Nu vreau să spun asta. E problema mea dacă am să mor eu. Nu cred că tocmai persoanele astea care mă critică o să jelească după mine. Nu. N-are logică ce spuneți. Eu am să continui să cumpăr ceea ce eu cumpăr de obicei. Repet, nu am să cumpăr chestii speciale doar pentru faptul că le filmez. Nu. Am să cumpăr aceleași lucruri care le cumpăr de obicei. Și atât. Sunt curioasă cum va fi gelul ăsta de duș de la Deli Plus. Miroase foarte bine. Deci miroase... Wow, am și făcut până azi. Miroase super. Sunt curioasă și am să merg și am să-mi deschid direct acest salmorejo să beau. Este sănătos.
Bun, cam atât. V-am pupat, nu uitați să vă urmăriți și pe rețelele mele de socializare, pentru că acolo pun, mai ales în Instagram, Insta direct, pun chestiile pe care le mănânc și combinațiile care le fac. V-am pupat și ne revedem într-un următor videoclip.